Este un motiv în plus să ne oprim din drumul nostru greșit și să nu ne mai alăturăm mai departe nici fariseilor, nici celor care strigă Osana, iar peste două zile strigă răstignește-l, și să ne alăturăm acelor puțini oameni care privesc acum la Iisus, care intră triumfător în Ierusalim, se bucură sincer de această intrare și rămân cu El chiar și atunci când este răstignit pe cruce. Deci să rămânem în tabăra celor cu inima curată. Deci așa spune Iisus în predica de pe munte: fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Dacă nu ne curățim inimile noastre, atunci degeaba mai zicem că facem lucrarea lui Dumnezeu, pentru că scopul oricărei lucrări dumnezeiești este de a ne întâlni cu Dumnezeu. Ori dacă nu suntem curați cu inima, atunci cum vrem să-L vedem pe Dumnezeu? Intrarea Domnului în Ierusalim mai înseamnă și intrarea Lui în cetatea sufletelor noastre, în inima noastră, în viața noastră. Pentru aceasta se cuvine să dezbrăcăm și noi veșmintele noastre, adică să ne lepădăm de păcatele noastre, să ne aruncăm la picioarele Mântuitorului, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și de toate legăturile păcatelor, de toate patimele și de șertăciunile omenești, de toate vorbele cele rele și murdare. Să lăsăm răutatea care este așa de mare în lume și să ducem și noi Stăpânului Hristos stâlpări de fapte bune. Iată doar câteva dintre gândurile pe care am ținut să le vociferăm astăzi, când din mila Domnului am ajuns la această sărbătoare.